Fiecare dintre noi are pe cineva drag în străinătate. Majoritatea plecați pentru un trai mai bun. Tu când ai vorbit ultima oară cu ei? Radio Trinitas vi aduce pe românii din afara granițelor țării mai aproape de dumneavoastră în fiecare zi. Urmăriți un material despre realitatea pe care reporterii și realizatorii radioului Patriarhiei Române au descoperit-o în diaspora. Despre românii care trăiesc în Austria, Marea Britanie și Italia vorbim cu dumneavoastră în 5 zile ale săptămânii aici, la Radio Trinitas. Aducem în discuție viața lor, îi ascultăm, le ascultăm gândurile, le ascultăm mărturiile, ascultăm interviuri și reportaje realizate de colegii noștri în cele 3 țări. Astăzi vrem să poposim împreună în Italia și o vom întâlni de această dată pe Galina Lupu, care trăiește în această țară de 15 ani. A avut multe de învățat și a reușit să le învețe pe toate, însă cea mai valoroasă lecție a fost cea a credinței. Din 2004 și-a găsit locul în parohia din Mestre, Veneția, unde a întâlnit-o colegul nostru, diaconul Mircea Toma. Acum ea este bunica bisericii, așa cum îi spune toată lumea. Bunica bisericii, da, da. Zi! Cum e în Italia? Dacă nu era Italia, nu era perspectivă nici în țara noastră, că strimez bani să mai fac schimbări și acolo. Da, așa am susținut părinți, copii care mai sunt în țară, tot cu resursele și am lucrat aici. Că dacă nu e de muncă, știți cum așa, la, n-ai de unde lua cu furatul n-a să ne duci încă am măgit-o nici atâta. Nădejdea ne la bunul Dumnezeu să avem de muncă, să fim sănătoși, să putem lucra. De 2 ani, Radio Trinitas vă prezintă aproape zilnic interviuri și reportaje cu românii din diaspora. Care este viața lor, cum au ajuns acolo, cât de greu le-a fost să se adapteze. Anul acesta, în cadrul proiectului Identitatea Românească în Lume, 6 reporteri au vizitat 39 de comunități românești din Marea Britanie, Austria și Italia. Au descoperit o Românie frumoasă, cu oameni la fel de apropiați de biserică, tradiții și credință. De fapt, singura instituție care îi unește cu adevărat este biserica. Aici vorbesc și se roagă în limba maternă. Aici își botează copiii, aici se simt acasă. Românii se întâlnesc la biserică, desigur, cu acest prim scop de a participa la Sfânta Liturghie, de a-și împărtăși copiii, de a se împărtăși ei din Sfânta Liturghie și cu Sfintele Taine, dar întâlnirea de duminică sau din zilele de sărbătoare, e drept că în zilele de sărbătoare ei se întâlnesc mai rar, pentru că cu toții sunt nevoiți să meargă la locul de muncă. Aceste întâlniri au și această componenta a socializării, a unei întâlniri care trece dincolo de cadrul acesta formal. Uneori chiar organizează o masă împreună și petrec câteva timp și după ce liturghia ca slujbă s-a terminat deja. La fel ca peste tot în diaspora, biserica este deosebit de importantă pentru că ea coagulează sau adună membrii comunității românești. Este acel loc unde românii se întâlnesc la sfârșitul unei săptămâni de muncă. Este locul în care află tot felul de noutăți legate de oportunitățile de lucru. M-ați întrebat de rolul bisericii. În Austria devine din ce în ce mai important acest rol, pentru că și comunitatea românească a cunoscut în ultimii ani o dinamică foarte, foarte accentuată, spectaculoasă. Suntem acum, în prezent, a treia comunitate etnică, din punct de vedere numeric, după cea germană. Dacă în urmă cu vreo câțiva ani eram vreo 60.000, acum depășim 100-110.000. Și numărul românilor e în continuă creștere. Biserica Ortodoxă din Austria s-a dezvoltat și ea foarte mult în ultimii ani. Dacă încă din perioada începutului de secol 20 aveam o singură capelă undeva în centrul Vienei, aceasta există și astăzi, dar pe lângă ea au mai apărut alte două biserici românești care sunt pline la fiecare duminică și sărbătoare și se va construi, există proiectul aprobat al construirii unei noi biserici în stil ștefanian în centrul unui cartier
care se dorește să devină al doilea centru civic al Vienei. În afara granițelor, legal, lucrează aproape 3,5 milioane de români, cei mai mulți în statele Uniunii Europene. Unii au plecat pentru un serviciu mai bine plătit, alții pentru a studia sau pentru o carieră de succes. Drumul spre realizarea acestor dorințe însă nu a fost unul ușor. Să o iei de la capăt, de jos, într-o țară străină de tradiția, credința și cultura ta, este o grea încercare. Unii au renunțat, dar mulți au biruit. Toți mi-au mărturisit că au avut nevoie să se schimbe ei înșiși în momentul în care au ajuns acolo. Am întâlnit, de pildă, pe un domn, Florin Sebastian Orel, care era manager al unei întreprinderi. În momentul în care aceasta a dat faliment, a trebuit să își găsească un loc de muncă mai bun, a încercat în țară, nu a reușit și atunci, împreună cu un prieten, a mers în Marea Britanie. Acolo, prima lui slujbă a fost aceea de a fi lucrător la metrou. S-a văzut îmbrăcat în haine de lucru, cu vestă reflectorizantă, cu protecție de metal pe papuci și mi-a spus că a fost un șoc oarecum pentru el că a trebuit să facă această schimbare. În țară mi-a spus că nici măcar o pereche de blugi nu avea, pentru că de luni până vineri mergea la serviciu numai în costum, duminica la biserică la fel doar în costum și mi-a spus că aceasta este provocarea pentru cei care doresc să vină în Marea Britanie, să fie pregătiți să accepte până la urmă și un loc de muncă pentru care nu au fost pregătiți înainte sau pentru care nu aveau pregătire. Sunt foarte multe povești pe care noi le ascultăm la Radio Trinitas în fiecare zi de luni până vineri, între 12.35 și 12.50. În ceea ce privește situația românilor de acolo, depinde de la caz la caz, pentru că noi am avut interviuri și reportaje cu ambasadori care reprezintă țara noastră în țările acelea, cu directori ai institutelor culturale, cu oameni care au afacere acolo unde se află, cu oameni care lucrează în construcții, cu femei care fac curățenie sau îngrijesc bătrâni, sau cu oameni care sunt șomeri în țările acelea și nu s-ar mai întoarce în România, pentru că speră că acolo vor găsi un loc de muncă. Noi nu putem să tragem o concluzie, pur și simplu un demers jurnalistic ceea ce facem noi, reportaje și interviuri, dar dincolo de ele am descoperit o Românie mare dincolo de granițe, cu probleme care sunt și aici, pe care le-am regăsit acolo, cu momente frumoase pe care le trăiesc românii, cu foarte multe activități culturale pe care le organizează și cu păstrarea tradițiilor parcă mai mult decât în România, pe alocuri. Nu e o concluzie generală pe care o putem trage din acest punct de vedere. Aș spune că românii trăiesc bine în Austria. Mă refer la condițiile specifice ale traiului în Austria, care presupun niște rigori pe care ești nevoit mai mult sau mai puțin, dar de regulă mai mult, să le îndeplinești ca să poți sta acolo. În primul rând, cunoașterea limbii și după aceea să ai o calificare care să-ți permită să te întreții. Odată ce ai realizat aceste lucruri și altele conexe, în general te descurci bine. Cu alte cuvinte, nu oricine poate să ajungă să muncească în Austria. Nu oricine, deși sunt persoane care încearcă acest lucru și constată pe pielea lor, ca să spun așa, că după foarte puțin timp, aproximativ o săptămână, să zicem două, sunt nevoite să se întoarcă pentru că pur și simplu nu se pot adapta societății austriece. Sunt mulți români stabiliți în străinătate care, datorită talentului, muncii și seriozității, au făcut performanță în anumite domenii, dobândind recunoaștere internațională. Cu mulți dintre ei au stat de vorbă și reporterii radioului Patriarhiei Române. Avem foarte mulți oameni valoroși care s-au integrat în viața culturală vieneză, care e una deosebit de bogată și de apreciată, după cum știți. În același timp avem reprezentanți în mediul de afaceri. Am întâlnit români foarte întreprinzători, dețin restaurante în Viena, dețin hoteluri în Viena. Toți oamenii pe care i-am întâlnit pot spune că au povestea lor de succes.
Desigur că am întâlnit și figuri mai cunoscute și la noi în țară, așa cum este pianista Alexandra Dariescu, pe care am avut ocazia să o întâlnesc acolo, aflându-se și ea în Londra în acele zile. Ne-a acordat cu bucurie un interviu și ne-a vorbit despre felul în care privește ea, eu știu, plecarea ei din țară, din Iași. Ea a terminat Liceul de Artă Octav Băncilă din Iași și apoi, perfecționând arta pianului, iată, este pianistă la Londra și a cântat și în cadrul festivalului George Enescu de anul acesta, de la București. Am început la vârsta de 7 ani, iar la 9 ani am avut debutul cu orchestra. Am cântat la Chișinău și am fost singurul copil de pe scenă, că toată orchestra era plină de adulți. Și țin minte că am ieșit de la acel concert și am spus că asta vreau să fac pentru tot restul vieții. Vreau să devin o pianistă concertistă. De asemenea, am întâlnit-o pe Alexandra Raluca Drăgoi, o tânără care a plecat tot din Iași, dar care este specializată în arta fotografică. Ea are o poveste de succes pentru că a câștigat în 2014 concursul National Geographic pe Marea Britanie la secțiunea fotografie. Recomand tinerilor, dar nu știu, n-aș recomanda oamenilor mai în vârstă să își părăsească țara, plus trebuie să ne menținem. Eu am să mă întorc la un moment dat, pentru că este imposibil, nu ai cum. Cât de curajos poți să fii, tot acasă este mai bine. Cele două românce din Marea Britanie ne reprezintă cu mândrie țara. Astfel de exemple trebuie mediatizate și promovate, iar Radio Trinitas face lucrul acesta. De fapt, scopul proiectului este promovarea imaginii pozitive a românilor din diaspora, dar și sprijinirea măsurilor pentru afirmarea identităților etnice, culturale, lingvistice și religioase. Ca și în 2014, proiectul este finanțat de Ministerul Afacerilor Externe prin Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni. Finanțarea o primim din partea Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni. Dânșii sunt finanțatorul principal, iar pe partea de dezvoltare a activităților, de implementare a lor, avem un parteneriat încheiat cu 10 instituții din diaspora și din România, care s-au implicat și au facilitat membrilor echipei de proiect intervențiile în comunități. Partea bună a lucrurilor, pe care am simțit-o și eu când am fost în Belgia anul trecut în cadrul proiectului Român de lângă români și pe care mi-au spus-o și ceilalți colegi implicați în proiect, este că cei pe care noi i-am întâlnit sunt mulțumiți că cineva, în sfârșit, s-a interesat de ei. Ce fac ei acolo, cum le este, cum au reușit să se adapteze, dacă au reușit sau nu să-și găsească un loc de muncă. Și vă dați seama, în vreme ce în țările în care trăiesc apar deseori articole despre români care, da, fac lucruri care trebuie să fie sancționate, aici în țară cineva vorbește de bine despre românii de dincolo de granițe și pentru ei a fost o mare bucurie că s-a vorbit pozitiv despre ei și au avut posibilitatea să-și spună și problemele și bucuriile și dorințele pe care le-ar avea. Mulți dintre românii plecați peste hotare le-au împărtășit colegilor noștri că s-ar întoarce acasă oricând. Și asta pentru că oricât de multe avantaje ar oferi Occidentul, un singur lucru nu va putea niciodată să-l ofere românilor: bogăția spirituală.